Salutare în numele Domnului Iisus. Ștefan, vrei să te prezinți? Da, sunt Ștefan, ucenicul lui Iisus. Ok. Mi-aș dori să fiu Ștefan din fapte 7, dacă... Da. Ți-ai dori să fii omorât cu pietre? Mi-aș dori să... Păi, oricum, cred că toți trebuie să ajungem la nădejdea asta, că putem fi omorâți cu pietre. Nu că mi-aș dori, dar... Aș trebui să fim gata, să fim omorât cu pietre de dragul lui Hristos. Amen. Și tu faci parte din vreo biserică? Ești, de la ce biserică mergi? E o biserică de iranieni. Nu pot să zic, e o biserică organică. Biserica lui Hristos din București, persană. Ok. Și tu, Diana? Da, eu sunt Diana și... Tot așa, eu, o ucinică a Domnului Iisus. Amen. Slavă Domnului. Așa, bine, na, nu e important unde ne ducem la biserică. Noi oricum nu credem că biserica este o clădire, deci suntem de comun acord cu privire la asta. Motivul pentru care am zis să ne vedem este pentru că nu am văzut pe nimeni care să stea în spărtură cu privire la atacurile satanei asupra darurilor Duhului Sfânt pe care le face prin intermediul social media, prin intermediul internetului. Satana culește împotriva darurilor Duhului Sfânt, le batjocorește prin anumiți oameni. Da? Acum eu nu sunt penticostal, nu apăr doctrina penticostalilor. Sau așa, dar din punctul de vedere al darurilor Duhului Sfânt, nu sunt penticostalii cei care sunt folosiți de satana ca să denigreze aceste daruri, ci mai mult ceilalți. Eu nu știu ce specie sunt, sau baptiști, evanghelici, nu știu ce fel de creștini sunt, poate voi știți mai bine. În principal, Andrei Croitoru, Dumitru Budac, Alin Loloș și, din păcate, acest frate, cum îl cheamă, despre care facem acest video? Vasile Filat, nu? Uh-huh. Spun din păcate pentru că, totuși, mi se pare un om mai smerit, deși doctrinele lui cu privire la Duhul Sfânt, din punctul nostru de vedere, sunt o erezie. Dar nu mi se pare atât de arogant, atât de batjocoritor. Vorbim de sute de oameni unde se duce Andrei Croitoru, care deci el face niște afirmații și oamenii râd. Râd de oamenii ca noi. Acum, noi nu suntem ofensați, nu? Voi vă simțiți ofensați dacă râde Andrei Croitoru de voi? Nu, doar e o mare durere să vezi pe cineva... De fapt, râde de adevărul lui Iisus Hristos, râde de noi sau de alții. Da. Da, problema mea este că... eu nu-i cunosc pe oamenii ăștia, sincer. Nu stau pe net, nu am alte treabă. Noi trebuie să vestim Evanghelia, nu stau să caut pe unul și pe altul, dar ceea ce doare cel mai tare este că și de Hristos au spus că scoate dragi cu Belzebul. Și atunci Domnul Iisus rostește o judecată foarte aspră. Spune că dacă culești pe Duhul lui Dumnezeu, s-a terminat cu tine. Deci eu aș avea grijă în... Dacă oamenii ăștia râd de treaba asta, pentru că noi nu mergem spre Betel Church, nu mergem spre duhuri de-astea de Kundalini, nu mergem în zona asta mistică și unde e doar senzorial, adică totul cercetăm scripturile, ne rugăm, avem o viață de disciplinată, avem mărturii, oamenii spun că avem roade în jurul nostru, adică nu suntem niște nebuni. Trăim în sfințenie, nu? Trăim exact, în curăție. Urmărim și le spune la oameni să caute sfințenia. Duhul Sfânt este Duh Sfânt, așa cum este și numele, nu? Propovăduim Evanghelia, nu? Exact, facem ucenici. Deci, ideea este că oamenii ăștia, dacă ei râd, ar trebui să se gândească de două ori dacă e bine să o facă, pentru că dacă ei nu au toată revelația despre Duhul Sfânt și râd, s-ar putea să râdă chiar de Duhul lui Hristos. Pentru tine, te întreb un mut.
Pune-l pe mut, un mut. Cum poate să vorbească un mut în limbi? Că e mut. Mutul se roagă în Duhul lui. Ok? Fii înțelept. Dar omul cu mutul vorbește cu Duhul, spune tai. Coac, 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 coac. Asta e interesant. O veni cineva la mine și mi-a zis, uite frate, de ce eu fac dară, bară, bară, bară? Pentru că eu spun tainic cu Duhul. Asta e cea mai importantă treabă legată de discuția despre darul. Că în rest, că unii sunt axați doar pe darul și nu fac nimic altceva, alții că sunt axați doar pe învățare, asta e altă discuție. Adică nu e relevant asta. Trebuie să avem un echilibru, cred. Trebuie să folosim darurile spirituale care au fost date și ajută biserica, zidezi biserica. Nu poți să ai biserică fără darul, dacă mergem pe ce a scris Pavel. Dar asta cred că e să urmărim. Dacă oamenii ăștia râd de Duhul lui Dumnezeu, atunci e o problemă. Te întreb un mut. Pune-l pe mut. Un mut. Cum poate să vorbească un mut în limbi? Că e mut. Pentru că tu susții predicatorule sau marea majoritatea din cultul pentecostal. Eu le-am zis la niște frați, stăruinți, 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 eu zic, ascult, eu iau un mut și îl aduc la voi. Și dacă nu primește, îi bai. Îl aduc 2 ani la rând, cât îți faci stăruință, eu cu mutul acolo. Și dacă mutul nu face dară-bară-bară, înseamnă că tot e fals. Dacă ei nu au toată revelația și bagiocorești și dau o doctrină mai departe, cred că o să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. Adică eu în locul lor, asta în banca mea, că nici eu nu am toate revelațiile, cum nici voi nu le aveți, nu? Dar am experimentat niște lucruri, am întrebat pe Dumnezeu, am testat poate anumite lucruri și am ajuns la niște concluzii. Ok. Adică să vină unul ca X sau Y și să râdă de asta fără să cunoască, fără să vrea să cu oameni sinceri ca noi, care nu avem teologii, PhD-uri sau altceva, sunt creștini simpli care facem treabă. Am înțeles că nu suntem spectatori pe niște bănci, știi? Eu cred că ei ar trebui să discute cu oameni de ăștia ca noi, simpli, știi? Bă, ia zi-mă, care e treaba cu darurile? Cum vezi tu? De ce le vezi așa și așa mai departe? Ok, Florin, poți să continui. Nu, e ok ce spui. Da, asta mi-a spus și Diana. Legat de asta cu Belzebul, nu? Diana, spuneai și tu același. Da, asta ți-am spus astăzi când ne-am auzit la telefon și în afară de asta, așa cum ai remarcat și tu, sunt oameni care pur și simplu, fără aroganță sau fără să ia în derudere, pur și simplu au o doctrină atât de greșită despre lucrarea Duhului Sfânt și cumva totuși văd că cooperează cu doctrina asta greșită pentru că se țin de ea, o îmbrățișează. Adică, pur și simplu, cu smerenie, te-ai uita la Scriptură ce spune și să fii gata să îmbrățișezi Scriptura, n-ai putea să fii în veșnic. Deci n-ai putea să fii în veșnic. Corect. Deci dacă merge la un trib, nu știu, în Africa sau și le-am dat niște Biblii, nu ar avea cum să cadă într-o doctrină de genul darurile Duhului Sfânt nu mai sunt disponibile și valabile astăzi, nu? Cu siguranță nu și n-ar putea nici să cadă în doctrină că sunt doar pentru unii, da? Și pentru altceva. Și că doar dacă vrea Duhul Sfânt și tu nu faci nimic, stai așa pozitiv, nici măcar nu cer, nici măcar nu crezi. Dacă vrea Duhul Sfânt să-ți dea bine, după cum vrea Duhul Sfânt, dă la unul așa, la unul așa, după cum vrea Duhul Sfânt. Ei, nu, asta nu e o realitate a Scripturii. Pavel spune foarte clar, râvniți după darurile cele mai bune. Ceea ce înseamnă că trebuie să faci ceva ca să le ai. Nu să crezi că pur și simplu stai cu mâinile în buzunar și Duhul Sfânt vine și mai cumva duci așa un pumn în spate și hai să vă vorbește în limbi sau, nu știu, sare din tine, darul tămăduirilor sau da. Mai știu eu ce. Deci e o cooperare în toate lucrurile astea. Acum, noi o să facem o serie de videouri dacă prin harul lui Dumnezeu o să... Nu că atacăm pe acești oameni, eu personal nu știu dacă îi pot numi frați din cauza felului în care... Adică dacă e un om care, ca Vasile Filat, care el omul, își exprimă punctul de vedere, care este o doctrină falsă din punctul nostru de vedere, dar totuși nu atacă, nu bagiocorește, nu... Dorin, trebuie să înțelegem că și oameni ca
ăsta, Vasile Filat, pe care eu nu vă spun, eu îl respect pe omul ăsta foarte mult. M-am uitat la câteva videouri și face treabă bună. Știi că am mai vorbit noi despre formatul ăsta de întrebări și răspunsuri. A făcut video ăla cu cine era Sfântul Vasile sau... Exact. Au mai multe chestii bune. Ideea este că totuși ei au învățat în niște școli teologice. Noi asta trebuie să înțelegem. Sunt niște doctrine care vin de pe niște bănci ale școlilor, înțelegi? Uh-huh. Acum, eu cred că orice om care vrea să caute adevărul și are toată inima deschisă, îi se revelează. Lui David Paulson, după cum știi, exact, Diana, da. Lui David Paulson, el a fost botezat în Duhul Sfânt pe la 60 de ani, frate. Deci omul a fost anglican, a avut o revelație cu botezul copiilor și a zis, băi, nene, nu e ok asta, adică a trecut la baptism. Îți dai seama, o călătorie spirituală, frate. A stat la baptism nu știu cât timp, după aia a fost botezat în Duhul Sfânt și a zis, băi, nene, e o problemă, adică eu toată viața am văzut din Biblie, dar ce a avut Paulson, a avut smerenia asta și a ridicat mâna. Băi, da, frate, n-am știut de Duhul Sfânt. El chiar mărturisea la un moment dat că predica despre Duhul Sfânt doar de cinzecime și așa foarte fugitiv, că trebuia să o facă. Dar zicea că nu înțelegeam persoana asta al Duhului Sfânt, lucrarea, nu înțelegeam darurile. Omul mărturisește. Eu n-am văzut un om, un învățător, pastor, evanghelist sau nou metaluat, care să spună, bă, nene, asta e mărturia mea, până la vârsta asta am crezut că e așa și Dumnezeu mi-a zis altceva. Păi mă ridică, mă, nene, mâna, că nu te împușcă nimeni, știi? Dar din contră o să câștigi respectul multora, știi? Deci și în primul rând o să fie în relații bune cu Dumnezeu, nu? Corect, da. Și asta, cred că sunt și oameni cinstiți între ei care caut adevărul și na. Cum facem noi prețul ăsta, așa fac și ei crezând, unii cred că fac bine, știi? Acum... Dar oamenii care bagiocoresc lucrarea asta, adică, frate, nu... Voi ați văzut acolo, el a avut, și o să trecem prin anumite videouri, și astăzi o să începem cu Vasile Filat, dacă o-ți vrea și ne rugăm, vedem dacă e voia lui Dumnezeu să facem și alte videouri, dar ce am văzut și am văzut că au avut discuția asta pe Zoom, cu privire la vorbirea în limbi special, le ia pe toate, ca de parcă ei sunt experți, știi? Deci asta te face satana să trăiești în atât o ipocrizie și o iluzie, încât ei fac niște studii de două ore fiecare cu privire la darul tămăduirii. Am mai văzut încă unul despre dragi, știi? Când oamenii chiar n-au absolut nicio treabă în zona asta, știi? Și am văzut oameni acolo, tineri, cupluri, căsătoriți sau necăsătoriți, care într-adevăr vor cunosc Biblia, se roagă lui Dumnezeu, știi? Și chiar după două ore erau confuzie în capul lor, știi? După două ore deci n-au înțeles, când o să vedem video-ul ăsta, după două ore ce l-a explicat Vasile Filat, n-au înțeles. De ce? Pentru că le-a arătat Scriptura, știi? Și un... Când le-a arăt Scriptura și el parcă spune altceva față de ce scrie acolo. Păi da, el spune altceva decât el venea cu doctrina lui peste ce spunea Scriptura și atunci, practic, furnita o învățătură contradictorie, o doctrină personală plus Scriptura, o doctrină personală plus Scriptura. Și atunci oamenii au rămas cu și timpul cumva confuz, neștiind ce să leagă din doctrina sau Scriptura. Azi, voi ce credeți? El este? Nu este? Da, este. Nu avem niciun motiv să spunem că darul nu este. Este. Dar aici am așa o întrebare. Dar care din trânsele, adică este care este înțeleas de oameni vorbirea asta în limbi sau celălalt care nu este înțeleas de oameni și este nevoie de tălmăcire? Care limbă este astăzi? Iată ceea ce a spus Pavel, că manifestările cele care nu permit manifestările cele să meargă. Deci dacă vine un dar de asta la care mintea nu participă, nu merge. Dacă nu este un semn pentru credincioși, pentru necredincioși, nu merge. Dacă nu aduce zidire sufletească, nu merge. Deci trebuie să... Nu se încadrează aici. Pavel Sus trebuie să rămână încadrat aici, controlat bine lucrul ăsta. Acum, deci ai darul vorbirii în alte limbi? Bun, hai, încă să mai discutăm întrebări, că văd că mai sunt încă întrebări și apoi pe urmă trecem la aplicare.
Olga, ți-am răspuns la întrebare, da? Da, da, mi-ați răspuns, dar tot mi-a rămas așa o întrebare. De exemplu, cum spun la penticostali, da, că ei vorbesc în altă limbă. Acum, care vor, la ei ce vorbire se manifestă? E asta care o înțeleg oamenii sau care iau nevoie ca cineva să tălmăcească vorbirea lor? Ia că asta nu pot să înțeleg. Tu ai înțeles o vorbire aceea? Ai auzit vreodată vorbirea aceea? Eu nici n-am auzit-o. Dar adică am aud zvonuri cu tine. Cum a spus o soră aici la început, că uite, a pus mâinile și a început să vorbească într-o limbă. Cum? Și fel de limbă? Așa, de asta care vorbesc și nu înțeleg ce vorbesc, nici nimeni nu tălmăcește sau că cineva este să o tălmăcească? Sau vorbirea asta care o vorbește și cei din jur o înțeleg? Ia că asta nu înțeleg. Este o limbă care nu se înțelege. Eu am o prietenă care a primit punerea mâinilor. Ea nu, înainte nu vorbea, imediat spune că punerea mâinilor a fost botezul cu Duhul Sfânt și când s-a rugat, practic a ajuns la cuvântul glorie și i s-a încălcit limba și a început să vorbească în limbi și ea nu le înțelege. Și nu este nimeni care să traducă, adică să tălmăcească ceea ce vorbește. Să mă la concluzia că asta e limba. Da. Vorbește, Pavel, că ea nu-i aduce zidire, da? Asta am vrut să... Da, exact. Cu privire la asta, Pavel a spus clar. Dacă tu nu înțelegi, înseamnă că mintea nu participă. Și dacă e așa, atunci nu, oprește asta. Așa a spus el, așa a zis Pavel acolo. Fără minte, nu participă. Trebuie să participi cu mintea. Așa o hotărâre luat el pentru el. Și aici tot așa spune. Ai văzut limitele care le-a pus el. Trebuie mintea să participe, trebuie să poată fi tălmăcită. Ok, și motivul pentru care noi suntem aici și facem acest video este nu cu privire la Vasile Filata, Andrei Croitorul și așa, dacă ei se pocăiesc, slavă Domnului, dar ating sute de mii de oameni prin intermediul social media și pentru oamenii ăia facem aceste videouri sau... Ce mesaje ai tu, Ștef, pentru oamenii ăștia care sunt așa? De exemplu, eu când am fost la un Kickstarter, erau două femei baptiste care ele și-au dat seama. Dom'le, noi acum înțelegem, știi? Dar le era greu să declanșeze, să dea drumul la vorbirea în limbi. Și m-am rugat pentru ele și e o luptă mentală, știi? Corect, pentru că totul sunt lucruri prin credință care se întâmplă, știi? Și... E interesant că Dumnezeu nu apasă pe butonul credinței tale. Înțelegi? Asta e practic ce trebuie să înțeleagă fiecare creștin. El îți oferă cadrul, îți dă darurile și spune, intră și joacă. Adică, da, știi, nu merge în locul tău. Asta trebuie să înțelegem noi, știi? Da, eu acum nu știu dacă toți oamenii pe care tu ai menționat sau în fine, nu știu exact toată doctrina la baptist sau la așa, eu știu decât că sunt oameni care nu cred în daruri între ei și oameni care cred în daruri între ei, înțelegi? Adică eu asta știu despre, na, mai mult. Da, asta e minimal. Exact. Și mai sunt și oameni care cred în daruri, dar au exact cum spuneai tu, concepția că odată ce Dumnezeu îți dă un dar, cumva, nu știu, îți dă și un, nu știu, te împinge, îți dă un șut, hai și accesează darul. Ori nu, așa cum Dumnezeu întotdeauna ne dă lucrurile prin credință și noi le primim prin credință, avem un rol de jucat și de a accesa darurile prin credință. Corect. Deci este o sinergie, cum ar veni, între noi și Dumnezeu în manifestarea darurilor, nu? Da. Corect. Okay. Eu vreau decât să spun, Florin, am decât 3 slide-uri, îmi pare rău că nu pot să... Eu o să încerc să dau un share la video-ul ăsta, dacă vreți. Sau... Dar vreau să te întreb înainte de slide-urile astea, Ștef. Noi, adică, ce... Tu înțelegi, ai aceeași inimă, nu? Că vrem să aducem lumină cu privire la subiectul ăsta. Acum, probabil, e nevoie să facem noi un studiu biblic legat de darurile Duhului Sfânt. În același timp, poate și contrăm anumite chestii pe care le spunește. Cred că ar trebui ca să specificăm că dorința noastră nu este ca să
să dăm cu oamenii ăștia de pământ, care ei vor să facă. Unii, eu cred că fac din toată inima treaba asta. Adică eu chiar cred asta. Nu cred că ei se pun, bă, hai să dărâmăm niște chestii din Biblie. Oamenii atât au înțeles până acum, știi? Dar ce vrem e ca adevărul să iasă la iveală. Atâta tot. Că dacă adevărul lui Dumnezeu legat de darul este că ele nu s-au oprit, nu au fost îngropate cu Pavel sau nu știu, știi? Cesaționiștii, asta cred, nu? Corect, când au murit ultimul apostol, au murit și darurile. Deci, da. Deci oamenii din Corint vorbeau în limbi. A murit Pavel? Nu mai poate să vorbească. Înțelegi? Deci asta, da. Deci vrem ca adevărul să strălucească, pentru că dacă darurile sunt încă active, înseamnă că multe adunări și frați sunt, dacă vrei, neechipați corespunzător pentru lupta pe care o avem de făcut. Adică eu asta cred că e miza, adevărul, și dacă adevărul este că darurile din Corinteni încă sunt active azi în biserică, păi biserica aia se poate transforma de acum. Deci o să fie o bombă pentru lumea spirituală demonică, dacă vrei. Pentru că se întâmplă niște lucruri când se activează darurile Duhului Sfânt. Înțelegi? Deci asta îmi vreau ca cineva să creadă că ne-am strâns noi 13 net, că nu avem familie și nu avem copii sau știu altceva de făcut. Și ce mai mă, să ne luăm și noi de ăștia de pe net. Că nu cu asta ne ocupăm. Adică noi predicăm Evanghelia la oameni. Cam asta e. Și o facem regulat. Toți trei. Da. Deci de-aia v-am și rugat să vă alăturați în acest video, pentru că știu că sunteți implicați direct în lucrarea de evangelizare. Amândoi. Și ideea, încă o întrebare. Putem să... Spune. Da, echiparea bisericii, pe lângă evangelizare și echiparea bisericii. Amen. Corect. Și sunteți... adică, de părere că putem fi sceptici cu privire la integritatea oamenilor care bagiocoresc darurile Duhului Sfânt pe internet? Băi, nu știu dacă sceptic. Eu mă întreb serios dacă el e născut din Duhul lui Dumnezeu. Adică dacă oamenii chiar bagiocoresc. Deci eu nu pot, pentru că dacă Duhul lui Dumnezeu e în tine, Duhul lui Dumnezeu din tine spune, cercetează. Sau măcar nu râde. Înțelegi ce zic? Edma! Ia-i Bogu, Edma! De darurile lui, înțelegi? Eu nu cred asta, frate. Corect. De asta trebuie oamenii să se gândească. Plus că sunt și duhuri de mândrie, frate, care poate să intre. Adică eu știu mărturia lor, știi? Eu l-am văzut și la Capatos, m-am rugat pentru el când vorbea acolo. Adică eu știu că băiatul ăsta a avut o transformare radicală. Dar dacă ajungi după aia să râzi de lucrurile astea, da, duhurile astea vin, nicio problemă. Ele nu sunt în vacanță sau nu spun, bă, stai că stai Loloș de la Capatos, nu avem voie să mergi. Da, dacă te-ai pocăit și îți scurii, nu poate să vină. Asta probabil este un alt studiu pe care putem să-l facem. Da, eu cred că demonii poate să te facă praf cu Biblia în mână. Asta e părerea mea. Și cred că... Discuțiile mele cu penticostali sau carismatici sau baptiști sau creștini pe Evanghelie care cred în darurile miraculoase și ca fiind active astăzi, noi lucrăm foarte mult dovedind că minunile lor sunt false. Înțelegi? Da. Lucrăm foarte mult pe partea asta de contra, știi? Defensivă. De contra, știi? Știi? Defensivă. Noi ne apărăm cumva, știi? Și când atacăm, în loc să atacăm cu arma cuvântului lui Dumnezeu, noi atacăm, să zic, bă, de ce nu vindeci carii? De ce n-ați vindecat COVID-ul? Care sunt întrebări legitime? Eu sunt de acord cu asta. Sunt total de acord că sunt întrebări legitime. Corect. Dar întrebarea este ce argument scriptural avem pentru faptul că darurile miraculoase, da? Scoaterea de dragi, facerea de minuni, darul de vindecare, darul de profeție. Ce dovezi biblice practice? Hai să nu punem 1 Corinteni 13 deocamdată. Ce dovezi biblice avem că lucrurile sunt așa?
Deci tu ce text? Dă-mi un text. Bă, dă-mi un text care îți spune bă, că nu mai iau făcut minuni. Stai un pic. În primul rând, trebuie să ținem cont de o chestiune. Nu poți face doctrină pe un text din Biblie. Chiar dacă ar fi un text explicit sau implicit. Una la mână. Sunt enumerate cazuri, probabil, nu, poate și voi ați citit sau știți de oameni care au fost, nu știu, lucrătorii sau evangheliști sau așa și au căzut de, știi, s-au dat cu toate alea de pământ, știi cum se zice. Și da, asta trebuie să ne pună în gardă pe noi. Adică eu nu aș bagiocoria ceea ce nu cunosc. Poate m-ar motiva, spre exemplu, în discuțiile noastre cu mormonii sau cu martorii, sigur toți avem, eu nu am început să râd de ăștia sau să iau la șuturi. Corect, m-am pus sau... pe Biblie, că oamenii sau au poezie care... Da, cu ortodoxii sau în fine, dar în special cu ăștia că sunt mai agresivi, adică ei muncesc mai mult decât evanghelicii, știi, înțelegi? Da. Ei sunt mult mai activi, ei chiar fac treabă, ei muncesc mormonii 2 ani, nu știu dacă știți, să plece în misiune copiii ăia, deci ei n-au, martorii n-au voie să se căsătorească vreo 2 ani sau să facă copii, să facă misiune, voi vă dați seama unde sunt ăștia? Uh-huh. Despre ce vorbim aici? Deci ăștia dacă ar avea adevărul, ar muta lumea în 10 ani, înțelegi? Da. Adică asta e adevărul, știi? Deci despre asta vorbim, Florin, știi? Și vreau să se înțeleagă asta, că nu suntem unii care ne ocupăm cu așa ceva. Hai, mă, să scriem și noi de ăla sau de ăla. Că nu e scopul nostru ăsta, știi? Deci ei n-ar trebui să bagiocurească, dar... Deci nu mă refer... Mă, rămâi pe doctrina ta. Domnul să-ți dea lumină, știi? Asta e altceva. Dar în momentul în care bagiocurești darurile Duhului Sfânt, noi acum spune că e greșit din... Că nu, deci nu poți să le bagiocurești că nu arăți aroganță, nu? Arăți mândrie și în primul rând pentru dragostea de oameni. Dacă tu știi și îi numești frați penticostali sau frați carismatici sau nu, dacă știi că sunt oameni care prin care se manifestă aceste lucruri, tu bagiocurându-i nu ți-arăți, exprimi dragoste de oameni, știi? Și asta ar fi încă o chestie. Da. Ok, vreau doar să spun trei chestii despre, pentru cei care sunt cesaționiști. Dacă sunt oameni care o să urmărească ce vorbim noi aici și cred, domne, nu mai e gata, totul e așa, vreau să-i provoc să studieze câteva chestii. Și am doar trei straturi, doar citesc câteva fraze. Între anii 40 și 400, deci perioada patristică, Ignațiu, Policarp, Justin, Irineus și mai mulți părinți așa, care au scris despre... darurile miraculoase, despre practicarea lor. Deci sunt scrise astea, dar nu o să... Vreau ca oamenii să studieze. Eu dau o informație, bă, am auzit-o pe asta, hai să studiem. După aia Origen, între anii 184 și 254, comentează că minunile practicate de creștini au întors mințile păgânilor la Hristos, frate. Deci păgânii vedeau pe creștini că Dumnezeu lucra prin ei, prin minuni, și păgânii se pocăreau. După aia, în fine, sunt mai mulți, dar spun doar câțiva aici. Mișcarea valdesiană, iarăși, 1430. Vorbesc pentru oamenii care cred că au murit darurile odată cu ăștia. Astea sunt istorie ce vorbesc acum. După aia Martin Luther spune că în 1545, deci vorbim de perioada 1540-1900, era modernă, a vindecat un om la rugăciune. Deci se vindecă un om la rugăciune, în ciuda faptului că el nu credea în minuni. Deci asta despre Martin Luther e iarăși o chestie interesantă. În fine, după aia mai sunt coacări și la fel au un... În fine, am dat doar câteva moravienii, la fel spun de cântări spirituale, John Wesley, experiențe carismatice, Moody și așa mai departe. Deci acum intrăm în era noastră, să spun așa, ne apropiem spre noi. Deci ideea este care, de ce vreau să spun lucrurile astea? Ca oamenii care au fost învățați că, bă, gata, s-a terminat, nu luați versetele alea, să meargă să studieze mai bine în istorie, că sunt consemnate chestiile astea și dacă ăștia făceau în 1500, în 400, generația a doua, a treia după Hristos, e clar că doctrina asta nu vine de la Dumnezeu cu încetarea darurilor, știi? Da, asta. Acum, deci, tot ce vrei să spui tu că este și o dovadă istorică, în afară exact. De dovada biblică, da? Exact, în exact. În care o să intrăm noi, că noi mergem mai mult pe Biblie. Acum, dar este și o dovadă istorică, ei o să spună că mulți dintre ăștia sunt eretici, dar e interesant că ai spus de Origen, de ăștia care ei recunosc ca părinții ai bisericii, știi? Da, părinții, adică dacă și pe ăștia ai, știi cum e. Da. Acum,
Ok. Vă mulțumim că ați avut răbdare cu noi în această introducere. În a doua parte a acestei serii în care îl mustrăm în numele Domnului Iisus pe Vasile Filat pentru doctrina lui falsă, eu alături de fratele Ștefan și sora Diana vom intra adânc în studiul Zoom pe care l-au făcut ei cu privire la acest subiect, îl vom analiza și îl vom corecta în Duhul Domnului. Azi. Voi ce credeți? El este? Nu este? Da, este. Nu avem niciun motiv să spunem că darul nu este. Este, este. Dar iată, aici am așa o întrebare, dar care din trânsele, adică este care este înțeleas de oameni vorbirea asta în limbi sau celălalt care nu este înțeleas de oameni și este nevoie de tălmăcire? Care limbă este, este astăzi? Iată, ceea ce a spus Pavel că manifestările cele care nu permit manifestările cele să meargă. Deci dacă vine un dar de ăsta la care mintea nu participă, nu merge. Olga, ți-am răspuns la întrebare, da? Da, da, mi-ați răspuns, dar tot mi-a rămas așa o întrebare. De exemplu, cum spun la penticostali, da, că ei vorbesc în altă limbă. Acum, care la ei ce vorbire se manifestă? E asta care o înțeleg oamenii sau care iau nevoie ca cineva să tălmăcească vorbirea lor? Ia că asta nu pot să înțeleg. Tu ai înțeles o vorbire aceea? Ai auzit vreodată vorbirea aceea? Eu nici n-am auzit-o. Dar adică am aud zvonuri cu tine. Cum a spus o soră aceea de la început, că uite, a pus mâinile și a început să vorbească într-o limbă. Cum? Și fel de limbă? Așa de asta care vorbesc și nu înțeleg ce vorbesc și nici nimeni nu tălmăcește sau că cineva este să o tălmăcească? Sau vorbirea asta care o vorbește și cei din jur o înțeleg? Ia că asta nu înțeleg. Este o limbă care nu se înțelege. Eu am o prietenă care a primit punerea mâinilor. Ea nu, înainte nu vorbea, imediat spune că punerea mâinilor a fost botezul cu Duhul Sfânt și când s-a rugat, practic a ajuns la cuvântul glorie și i s-a încălcit limba și a început să vorbească în limbi și ea nu le înțelege. Și nu este nimeni care să traducă, adică să tălmăcească ceea ce vorbește. Înseamnă că concluzia că asta e limba, da. Vorbește Pavel că ea nu aduce zidire, da? Asta am vrut să... Da, 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 exact. Înțelege. Privire la asta, Pavel a spus clar. Dacă tu nu înțelegi, înseamnă că mintea nu participă. Și dacă e așa, atunci nu, oprește asta.